Este chiar aici lângă mine. Momentan cu cenzura pusă pe față. O să scoatem cenzura în 3, 2, 1 și... Am emoții. Este prima dată în cariera mea de când sunt YouTuber să fac un clip de genul. M-am stat foarte mult să mă gândesc dacă să fac acest anunț sau nu. Și la modul cel mai serios, este prima mea iubită. Adică eu până la 19 ani nu am avut o iubită. Toate la timpul lor, vorba aceea. Chiar sunt curios cum o să reacționați. De asta vă ajuta foarte mult, după ce vizualizați episodul acesta, să lăsați un comentariu. Vă ajuta foarte mult să apăsați toți pe butonașul de like. În clipul de astăzi o să ne cunoașteți mai bine, cum ne-am cunoscut, de cât timp suntem împreună, data relației și câteva întrebări de la voi. Haideți mă, nu ne mai lungim, îi dăm cu marele anunț. Este chiar aici lângă mine, momentan cu cenzura pusă pe față, dar poate unii dintre voi deja v-ați dat seama cine este, așa că o să scoatem cenzura în 3, 2, 1 și iubita mea este chiar Alexandra, dacă nu v-ați dat seama în tot acest timp în care am făcut content împreună. Ca să înțelegeți, noi suntem împreună de peste 3 luni și am stat foarte bine împreună să ne gândim dacă să facem relația sau nu oficial. Da, o să răspundem la toate întrebările voastre și curiozitățile, de fapt, mai bine zis. O să și povestim, poate niște chestii mai personale, așa că mai bine stați până la sfârșit, că nici noi nu suntem siguri ce să spunem și ce dezvăluim și ce nu. Ca să știți odată pentru totdeauna cum ne-am cunoscut, de cât timp suntem împreună, cum am ajuns să fim împreună și toate lucrurile astea, care este povestea noastră. Prima dată când ne-am cunoscut? Păi zi tu. În clasa 1. Prima dată ne-am cunoscut în clasa 1, după eu în clasa... Eram bobocei. Eram bobocei, exact. Eu nu mi-amintesc să fi stat noi doi împreună. Da, nu prea, adică eram colegii care nu prea se băgau în seamă. Deci nu am amintire cu tine. Nici eu cu tine. Eu m-am mutat în clasa 5-a. Următoarea dată când ne-am văzut a fost pe 5 iulie anul acesta. Și ne-am văzut la petrecerea unui prieten comun. Prietenul comun, presupun că îl știți și voi, este Andrei Ro. Am ajuns la petrecerea respectivă. Eu știam că Alexandra o să fie acolo pentru că mi-a spus Miruna și mi-a spus că Alexandra tocmai ce ieșise dintr-o relație de ceva timp și că este singură. Eu am zis, bă, da, nu mă duc cu gândul acum să fiu împreună cu ea sau chestii genul. Eu mă duc pentru prietenul meu Andrei Ro și vedem ce iese. Tu măcar știi că vin? Nu. Eu măcar știam că vin, tu nici măcar atât. Eu nu mai știam nimic de tine. Încă mi-aduc aminte, Alexandra era într-o piscină gen jacuzzi, așa. Da, eram într-un jacuzzi, mă bălăceam pe acolo. Și mai era cu, nu știu, era cu Andrei, cu Ioana, Miruna și cu un băiat pe care o să vă povestim toată situația. Nu o să-i dăm numele sau chestii genul. O să-i spunem X. Eu am intrat frumos, mergeam drept așa. Ia zi ce ai făcut înainte. Păi o să zic ce am făcut înainte. Deci prima dată am venit îmbrăcat, am dat salut cu toată lumea. Eu abia acum recent am aflat chestia asta. Ce a făcut Nori? Nu știam. Ah, gata, mi-am amintit ceva. Eu chiar te așteptam în piscină acolo să vii. Da, pe bune, mi-am să aminte chestia asta. Efectiv te așteptam și am văzut că nu mai vii odată și nu știam ce se întâmplă cu tine. Mă jur, pe bune. Asta nu știam, ok. Ai stat foarte mult, am crezut că nu mai vii. Și tu vrei să vin? Da. De ce vrei să vin? De cum ai văzut, ți-am picat cu tronc sau după ce am vorbit așa? E mult spus, mi-ai picat cu tronc. Dragoste dai la prima vedere, știi? Totuși, ți-am zis adineori că a fost chestia asta, te așteptam și nu înțelegeam de ce nu mai vii odată, nu înțeleg. Deci te-ai gândit la mine? Nu sunt sigură dacă e chestia asta de că mi-era foarte dor de tine și voiam să vorbim, să ce ai mai făcut și așa, să văd, te-ai schimbat, chestii de genul, sau că era o chestie ceva acolo. O scânteie. Ce a făcut Noris de nu mai venea? Ei bine, el s-a schimbat și după ce a făcut, s-a pus să facă flotări. 20 de flotări, ca să arăt puțin mai pompat așa, ca atunci când vin și să-l abuz tu gol, să se vadă că, mamă, ce băiat, ce corp pe el. Și am intrat în piscină și s-a apucat Xulescu. De ce mereu te îmbolme când zice asta? S-a venit X. A venit X. Era Xulescu, na? Xulescu. 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 Nu știu. Am venit în piscină și s-a apucat Xulescu. Am intrat în piscină și această persoană s-a apucat el să vorbească de viața lui. Personajul acesta, Xulescu, a cam cauzat câteva probleme la această petrecere, adică Alexandra a ajuns să plângă din cauza lui. Deci mă simțeam groazic, am crezut că i-am stricat ziua de naștere a lui Andrei, mi-am cerut scuze. Efectiv nu am fost prezentă la cadoul la care am contribuit și voiam să-i văd reacția, voiam să-l filmez, voiam să fiu acolo lângă el. Domnul Xulescu era puțin cam insistent față de Alexandra, adică punea mâna pe ea, se tot băga în seamă, ea iar Alexandra nu prea era interesată și ea tot încerca să îl îndepărteze subtil, doar că el tot insista din ce în ce mai mult. Și nu doar eu am văzut cu ea lucrurile astea, și cei de la petrecere. Vreau să zic ceva. Bun, situația este felul următor. La mine este o mare diferență între a vorbi cu mine, nu știu, povestești chestii personale și așa, eu sunt acolo lângă tine, te ascult și chiar îmi pasă de tine sau mi se pare interesant ceea ce zici, sau eu sunt persoana aia super deschisă, random, îți spun verde în față, caldă, sunt lângă tine dacă te simți că și tu ești ok cu mine, știi? Adică acolo unde nu mă simt în largul meu, mă retrag. Și mi s-a tot întâmplat în viața chestia asta, să stau lângă persoanele respective că, bă, eu am bun simț și am văzut din exterior că, bă, nu te bagă lumea în seamă, că nu știu ce, așa e nașpa. Și am fost lângă tine, poate cine știe, spui niște chestii interesante, poate chiar ești un om mișto, poate o să ținem legătura. Și el a înțeles prin atitudinea asta a mea pozitivă și friendly că îl plac, cred. Deci, efectiv, s-a ținut după mine toată seara. Cel mai probabil s-a gândit că, bă, stai puțin, că asta de vorbă cu mine, că mi-a zis asta, că mi-a zâmbit, că nu știu ce, că așa. Asigur simte și ea ceva pentru mine. Și de asta, gen, a insistat și a făcut atât de urât. Tu erai ca șoarecele și pisica. Încercai să scapi de el și Tom el și tot Jerry, noi eram. Adică la un moment dat ea a zis că se duce până la baie, dar de fapt a vrut să scape. A venit după tine în cameră, nu? În camera mea, da. Toată lumea a văzut lucrurile astea și ei au sărit în ajutorul Alexandrei. Consider că era puțin infoman, pentru că este imposibil. Celelalte persoane din jur, care nu au stat neapărat cu mine atât de mult cum a stat el, nu au stat de vorbă cu mine la un pahar, pe balcon, afară sau așa. Vorbeam mai mult, ori eram în grup. N-a fost chestia asta de direct, știi? Și ei au observat că eu fac niște gesturi și că mă deranjează și așa. Bă, dar fix X, persoana respectivă, nu a observat, care era fix față în față cu mine, dansa cu mine, era acolo prezent și era indiferent, nu-l interesa, mergea mai departe, nu se simțea prost, observa, era imposibil să nu observe. Adică e ca și cum noi doi stăm unul lângă altul și așa, tu faci niște chestii, a, vede Cristina care stă acolo, vede fața că nu sunt interesată și așa mai departe, dar tu care stai lângă mine și te uiți la mine nu vezi. Chestia asta a fost clicul ăla, pentru că Alexandra mi-a zis, băi, eu nu mă simt foarte bine la petrecere, hai să ne plimbăm puțin. Deci dintre toți oamenii de la petrecere, ea cu mine, da? Am vrut să ne plimbăm. Mie îmi plac petrecerile și indiferent ce s-ar întâmpla la o petrecere, eu stau acolo la petrecere, știi? Cred că a fost prima dată când am făcut asta. Efectiv. Și te-am luat fix pe tine. Da. Am plecat de la petrecere, nu cu mașina sau ceva. Andrei luase o cazare la o vilă, la o casă și noi pur și simplu am ieșit din casă și ne-am dus și ne-am plimbat prin satul respectiv. Mi-a spus că, bă, nu mă simt bine, că uite, persoana respectivă nu mă lasă în pace, toate lucrurile astea. După am început să vorbim ce a mai făcut fiecare cu viața lui și s-a creat o legătură. Noi toți stăteam afară, tot vorbeam și după ne-a sunat, nu mai știu cine a sunat, Miruna sau Andrei, bă, ce faceți, unde sunteți? Andrei. Păi, am ieșit puțin pe afară. Da, altă chestie. A trecut mult timp? Eu nu mi-am dat seama că a trecut mult timp. Nu știu, cred că trecuse cam o oră. 40 de minute. 40 de minute, clar. Când îți place să petreci timp cu ceva, ei nu simți când trece timpul. Până la urmă ne-a sunat Andrei, ne-a zis, bă, haideți și voi la petrecere, ea s-a mai liniștit. După au vorbit și cei de la petrecere cu persoana respectivă să înceteze cu lucrurile astea. El tot nega că n-a făcut nimic și toate chestia astea, dar toată lumea. În momentele alea chiar mă simțeam prost. Și de asta a și plâns. A crezut că i-a distrus toată petrecerea lui Andrei. Da, pentru că era o petrecere. Andrei trebuia să fie în centrul atenției, că era ziua lui, era petrecerea lui, era seara lui, era, nu știu, totul. Da, trebuia să fie despre el, nu despre ea. Când toată lumea a observat, a vorbit cu persoana respectivă, el a negat, dar a și încetat și ne-am putut simți pe final bine, nu? Adică omit ceva, adică mai știi ceva? Nu, voiam să zic chestia asta, că începusem ideea și n-am mai... Așa, zi. Că m-am simțit prost, nu doar că petrecerea asta s-a învârtit în jurul meu și așa, m-am simțit în mod special pentru persoana asta X, gen, da frate, a fost nimfoman și așa, dar eu nu uit că sunt om, am și sentimente, sunt foarte sentimentală, sunt foarte slabă, așa, nu știu cum să zic, din anumite puncte de vedere și chiar mă simțeam prost, că toată lumea i-a sărit în cap, unii au vrut să și bată pe bune. Până la urmă s-a terminat petrecerea cu bine. Cu cine am plecat? Asta vreau să zic și eu, exact vreau să continui. Nu știu cum vorbeam eu cu Alexandra și am zis, băi, pot să te duc eu dacă vrei. Ea venise normal cu Andrei și a plecat cu mine. Băi, deci știți cum am mers? Am încercat să... Doamne, n-am suportat. Nu ți-am plăcut? Am încercat să merg frumos, liniștit. Păi asta e ideea, eu am crezut că așa conduci tu, ca un tataie. După petrecerea lui Andrei Ro, noi ne-am mai văzut, dar de fiecare dată ca și prieteni și mereu cu cineva în preajmă. Ei bine, a venit momentul și datorită Alexandra Alexandra a venit momentul, aș putea spune, pentru că ea a luat această decizie și să-mi spună, băi, noi ce facem? Inițiativă, da, corect, inițiativă, băi, noi ce facem între noi? Care este situația dintre noi? Mi-a spus pe 15. Da, puțin, tu aveai tupeu să faci ceea ce am făcut eu? Fiind prima mea relație, de unde tupeu? Poate dacă tot vedeam că nu se întâmplă nimic și așa, la un moment dat făceam eu ceva, dar o făceam mai slow. Adică până la urmă eu te-am pupat prima dată, mai ții minte? Asta da. Și tu ai venit, bă, noi ce se întâmplă de noi? Vrei să ne băgăm împreună, să încercăm să facem o relație, să încercăm să fim împreună? Și mi-a zis chestia asta pe 15 iulie, când eram în mașină la Andrei Ro, în Tesla, când eram în spate, noi vorbeam prin mesaje, gen, ca să fii mai subtil. Următoarea zi a fost ziua lui Căpitan, iar la ziua lui Căpitanu a fost ziua în care noi ne-am decis să discutăm. Deci am fost în Tesla și am zis, băi, hai să nu vorbim toate lucrurile astea acum, mâine mergi la petrecere și la petrecere la Căpitanul discutăm tot ce este nevoie. Stai, și tu ai zis chestia asta, că nu mai țin minte. Cred că am căzut de comun acord că, băi, nu e ok să vorbim astea acum, hai să o lăsăm pe mâine. Ea a început să se prezinte, mi-a spus foarte multe lucruri personale despre ea și oh, cât am vorbit atunci. Da, am vorbit, adică am stat cu orele în camera aia și am discutat, dar a fost foarte benefică discuția respectivă. Și niște chestii foarte deep pentru mine, sper că am și plâns. Ea m-a întrebat, bă, vrei să încercăm sau nu ceva împreună? Și am zis, da, vreau să încercăm. Deci, în mod normal, data relației noastre de când ne-am pus împreună este 17 iulie. Este cea mai lungă relație a mea, alții poate până la 19 ani au relație de 3 ani, eu am de 3 luni. Acum noi o să vă luăm întrebările voastre. Și am răspuns la majoritatea până acum. Da, am răspuns, dar mai sunt câteva. Când vă mutați împreună? Ok, asta este o întrebare destul de bună. Ideea e că eu știți că lucrez la un apartament unde o să mă mut singur. Nu știu exact când o să mă mut singur, dar o să mă mut singur. O să tot vină pe la mine, o să doarmă mai mult pe la mine, o săptămână, două și ușor, ușor, după ce mă mut eu singur, ulterior mă gândeam să se mute și ea cu mine. Dar asta o să se întâmple treptat. Cât de mult o iubești? Am ales această întrebare pentru că vreau să vă zic sincer că ce m-a făcut fata asta să simt pentru ea sunt lucruri pe care nu le-am mai simțit până acum niciodată în viață. Mă așteptam că, băi, dacă stăm foarte mult timp împreună, o să mi se ia și vreau să mai stau și singur. Dar nu știu cum să explic, e dificil. E drăguț, e drăguț, eu am înțeles, sper că ați înțeles și voi. Când a fost primul vostru sărut? Primul nostru sărut a fost când am dus-o într-o zi acasă. Noi nu eram împreună, nici nu venise ziua lui Căpitanu, dar am dus-o acasă. A fost între ziua lui Andrei Ro și ziua lui Căpitanu, în perioada aia 6 iulie, 16 iulie. Și am dus-o într-o seară acasă, cu mașina frumos, am lăsat-o în fața blocului și după m-am dat jos, am luat-o în brațe și i-am dat așa un pupic. Reacția ei a fost ceva de genul, oh my god! Cum o să pup eu fată și mă fac? N-ai mai putut? Nu, gen a sărit de bucurie, și dansam acolo. Te deranjează faptul că Nori stă mai mult timp pe calculator decât cu tine? Nu, pentru că m-ar deranja sincer dacă te-ai juca. Să nu uităm faptul că și tu mai vii și mai îmi dai un sfat la o editare, la un video, la un thumbnail, la un aici îți place așa. Înainte când mai editai și așa, au fost multe chestii pe care și clipuri și poze și mă rog, stăteam lângă el și îl sfătuiam, lucram împreună. Și chiar îmi place, aparent am descoperit chestia asta, că îmi place. Editează cu bine, cât de tare e asta că ai spreții și mie, să ai o iubită care să fie acolo, să nu mai editezi singur. De tare e să ai o iubită ca mine. Mamă, ce arogantă. Alexandra pe final are să vă spună ceva. Eu îmi pasez mie. Țin să menționez foarte tare că noi doi venim din două lumi total diferite. Pentru că eu înainte nu am fost persoană publică și nici nu am făcut ceva în privința asta. Pe stradă mă afișam cu iubitul meu, actualul respectiv, ne țineam de mână, ne pupam, mergeam acolo împreună și așa. Nu aveam niciun stres să ne cunoască lumea, oriunde eram împreună și toată lumea știa că suntem împreună, știi? Și el, fix opusul, că tu n-ai vrut să te afișezi, totul privat și așa, viața personală, acasă facem chestiile astea cu prietenii și așa, dacă e să mergem pe stradă și e mai aglomerat în mall sau restaurante sau așa, să nu ne pupăm. Eu veneam să-l pup pentru că tânjesc după căldură, atenție, cocoloșeală și ce vreți voi și el era și începea cearta, deci mie mi-a fost foarte greu, n-aveți idee, eu asta vreau să menționez neapărat. N-aveți idee cât de greu mi-a fost să mă acomodez cu stilul ăsta de viață și nici n-am reușit să mă acomodez 100%, în proporție de 70-75%, că n-am ajuns la 80%, mă acomodase. Voiam să stea acolo în sufletul meu, să mă țină de mână, să nu știu ce, să ești nebun. Voiam să o țin de mână, stau așa, că uite, când m-am recunoscut băieți și știi, dă-te mai încolo. Mamă, când mi-a zis la un moment dat mult, dă-te mai încolo. Am înnebunit, mi s-au arătat sângele, am ne-am venit, am zis, nu, eu în gândul meu zic, mă duc acasă și mă duc mai încolo, păi plec de tot, știi cum mă duc? Când eram în mașină și trebuia să mergem la horror, mi se pare, și tu erai în spate, voiam să te țin de mână, voiam să te pup, voiam să așa, dar nu puteam, frate, că era camera aia de telefonul lui direct pe tine. Făcea live pe TikTok sau ce? Da, da. Am făcut live și 5 ore odată și nu ne-am atins deloc, nu am făcut nimic. Mai țin minte când am terminat live-ul și mi-ai zis, Doamne, vreau să te pup că nu mai pot sau... Da, da, da. Oricum, nu mai este nevoie să ne ascundem, acum totul este public. Chiar sunt curioasă, voi, sincer, și să scrieți în comentarii chestia asta. V-ați fi dorit să vă ținem mai mult în suspans? Că unele persoane și-au dat seama, altele nu. Sunt curioasă, voi v-ați fi dorit să vă ținem în suspans și să vă strofocați creierii cum ați făcut-o și până acum? Sau să ne afișăm, să fim noi și să știți absolut orice despre noi, să ne vedeți împreună, cum suntem noi, natural și așa mai departe? Chiar sunt curios, dacă voi ziceți că trebuia să mai așteptăm clipul ăsta sau e ok că l-am postat și că am dezvăluit tot sau mai trebuia sau, să dacă abia așteptați clipul ăsta, sincer. Da, pe bune, lăsați-o să spuneți odată sau... Noi vă mulțumim că v-ați uitat la noi și ne vedem data viitoare. Dați-ne follow și pe Instagram, aveți profilele noastre în descriere.